ziua! Vă mulțumesc că ați ales să fiți în această dupămasă alături de noi, de editura Curtea Veche Publishing și de polițistul scriitor Marian Godină. După cum majoritatea știți deja, la începutul acestui an, Marian Godină și-a făcut debutul de scriitor cu volumul Fleșuri din sens opus, care a devenit în timp foarte scurt un bestseller. A vândut în aproximativ o lună și jumătate de la lansare, aproximativ 40.000 de exemplare. Ceea ce e un lucru total neobișnuit pentru piața de carte din România. Ne bucurăm foarte mult că Marian a răspuns pozitiv invitației noastre și s-a alăturat politicii noastre editoriale și că a fost de acord să publice o carte pentru copii, să meargă în direcția dezvoltării unui proiect educațional și astăzi ne face o mare plăcere să vă prezentăm volumul În misiune cu Marian. Când am început să lucrăm la acest volum, ne-am propus să atingem trei bariere generale. În primul rând, volumul își dorește să fie o carte care să prezinte reguli și să facă educație rutieră, dar să facă acest lucru într-o manieră amuzantă, într-o manieră în care Marian spune o poveste și polițistul Marian se împrietenește cu Luca, un copil aflat în școala primară. Cel de-al doilea lucru pe care am dorit să-l atingem a fost schimbarea opticii și a raportului de putere, să spunem, între cetățeanul de rând și autoritate și ne-am dorit foarte tare să îi facem pe cei mici să înțeleagă că polițistul este un prieten și este acolo în stradă la datorie pentru a-l ajuta pe el, nu pentru a-i pune piedici. Lucru care de altfel vine în continuarea primului său volum, iar în al treilea rând ne-am dorit ca prin relația care se dezvoltă în carte între polițistul Marian și Luca să transmitem copiilor valori general umane, cum ar fi prietenia și importanța prieteniei, încrederea, sprijinul pe care și-l acordă două ființe reciproc și așa mai departe. În continuare, ne bucurăm foarte mult că volumul s-a bucurat de un succes atât de mare din partea publicului și a copiilor. Într-o săptămână de la anunțarea volumului pe piață am distribuit 5.000 de exemplare și ne bucurăm că astăzi, de 1 iunie, putem să venim în fața copiilor și a părinților cu o propunere educațională și sper ca Marian să dezvolte acest prim pas pe care l-a făcut prin intermediul publicării unei cărți, să îl dezvolte în cadrul unui proiect integrat de educație rutieră pentru copii. În continuare o să-l las pe Marian să vă spună mai multe despre acest volum. Iar mai apoi, dacă aveți întrebări, o să vă rog să-i le adresați. Mulțumesc! Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru prezență. O să vorbesc un pic despre cum a apărut această carte. După cum știți, ea vine după apariția volumului Fleșuri din sens opus, o carte care în niciun caz nu se adresează copiilor din cauza limbajului pe care îl conține. Iar când am publicat această carte, Fleșuri din sens opus, am fost surprins să primesc foarte multe fotografii de la cititori cu copiii ținând această carte în mână și erau foarte curioși și toți și-ar fi dorit să o citească, cel mai probabil fiind atrași de uniforma de polițist, cea de pe copertă. Așa că acesta a fost unul dintre regretele mele, pentru că acei copii nu puteau citi această carte și m-am gândit să vin cu ceva special pentru ei și să îmbin utilul cu plăcutul și să ambalez niște reguli de circulație, niște povești pe care copiii să le perceapă și să le însușească fără să realizeze că de fapt li se prezintă un set de reguli. Pentru că eu consider că este în firea a noastră, a oamenilor, să nu ne placă să ne fie impuse niște reguli. Cred că sunt un pic depășite acele afișe pentru copii cu rol educațional în care li se transmit niște reguli cu semn de exclamare la sfârșit. Nu trebuie să traversezi pe acolo, trebuie să treci pe verde. Tocmai de aceea această carte eu consider că a depășit un pic acea barieră a comunicării și astfel copiii vor fi mult mai atrași de citirea acestei cărți și de însușirea regulilor de circulație.
v-aș ruga să adresați dumneavoastră întrebări și eu vă răspund cu mare plăcere. Spuneți, vă rog. Aveți copii? Nu, eu nu am copii, din păcate. Mi-aș dori să am, dar deocamdată nu. Da, să știți că e mult mai greu să scrii o carte pentru copii, pentru că trebuie să fii mult mai atent la ce scrii acolo. Eu mi-aduc aminte cât de mult și-au pus amprenta pe formarea caracterului meu cărți pe care le-am citit în copilărie, astfel că ar fi fost de nedorit să scriu vreun lucru care să le rămână în minte copilor, un lucru greșit. De aceea trebuie să fiu mult mai atent ca la scrierea unei cărți pentru copii. Spuneți, sincer, deocamdată nu m-am mai gândit la a treia carte, sunt foarte obosit, dar probabil, dar pe un plan mai îndepărtat, într-un viitor mai îndepărtat. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Spuneți, vă rog. Eu nu mă consider scriitor. Chiar văzusem zilele astea pe Facebook o comparație între mine și Andrei Pleșu, făcut așa, într-un mod răutăcios la adresa mea. Când am citit asta pe net, a fost prima oară când mie mi-a trecut prin cap așa ceva, astfel de comparație. Pentru că eu mă consider un polițist care a scris o carte, nici de cum un scriitor demn de a fi comparat cu scriitor de renume. Spuneți. Sincer să fiu, n-am contabilizat exact. La flash-uri din sens opus au fost multe fragmente scrise deja, pe care doar le-am cules de pe Facebook. Iar în misiune cu Marian, undeva cam la o lună, două, cam atât a durat. Vrei să mă întrebi tu, Miruna? Vă mulțumesc mult de tot pentru prezență și vă aștept și sâmbătă când va avea loc lansarea, sâmbătă la ora 4, la standul editurii Curtea Veche Publishing, și țin să mulțumesc și Lidl pentru susținerea acestui proiect.